Cupa a născut pentru sport cea mai mare selecție de tenis, iată că a ajuns la cea de-a doua ediție. În urmă cu 3 ani, în iulie 2016, împreună cu buna noastră prietenă Alina Tecșor, actualmente vicepreședinte al Federației de Tenis, te felicit, Alina, puneam la cale un proiect de suflet formidabil. Am chemat din București atunci aproape 1000 de copii care au venit și au participat la o selecție. Din păcate n-am putut să alegem decât 6 dintre ei, câte un copil pe fiecare sector, copii pe care într-adevăr ne simțim mândri că i-am aleși pentru că ei performează mare parte dintre ei și astăzi. În luna septembrie, fix pe 21, în același cadru, Centrul Național de Tenis din București, ce se va întâmpla, Alina? Te rog frumos, te las pe tine să spui. Vom repeta acea selecție, o selecție pentru identificarea talentului nativ în rândul copiilor de 5-8 ani. Vom încerca să alocăm un teren pentru fiecare sector, unde vor fi colaboratori de-ai noștri și unde le vom pune la dispoziție posibilitatea de a selecționa copiii pe baza unor metode foarte concrete și cu siguranță îi vom identifica pe cei mai buni, cei mai talentați și cei mai dornici să realizeze, să joace acest sport. Și vom încerca să-i promovăm mai departe pe câștigători, dar și pe ceilalți doi câștigători, locul 2 și 3. Vom încerca să le oferim prin cluburile care participă la acest proiect, le vom face anumite discounturi și posibilitatea de a practica acest sport. Ca noutate, această a doua ediție invită și copiii din județul Ilfov, dacă am înțeles bine. Așa este, vom încerca să facem cele 6 sectoare din București și sectorul Ilfov, pentru că ne dorim o promovare, în primul rând la nivelul Bucureștiului, apoi urmând și în celelalte locații din țară, acolo unde vom putea și unde vom avea deschidere, ca să ridicăm nivelul participanților la tenis, pentru că este păcat ca acest sport frumos să nu fie practicat de cât mai mulți copii. 7 din cei 21 de copii selecționați vor ridica și prima cupa vieții lor. Este formidabil să pui în vitrina sufletului tău și în vitrina casei tale și a bunicilor, a părinților, prima cupă pentru identificarea talentului. Să primești o cupă, asta e o motivație extraordinară. Deja este un pretext bun să faci performanță și să ții nivelul primei cupe, nu? Așa este. Este toți copiii sunt foarte fericiți când primești ceva, dar în special cei care vor fi selecționați vor avea o amintire frumoasă pentru că vor fi selecționați cu siguranță pe baza talentului lor. Așa este. Îți mulțumim frumos și în curând primim probabil chiar și din acest moment după ce postăm interviul cu tine, pentru că în acest mod de lansăm campania și evenimentul, pe formularul pe care noi îl vom pune la dispoziție, așteptăm cel puțin 500 de pici din București și județul Ilfov să vină pe 21 septembrie la Centrul Național de Tenis la această formidabilă selecție.